Rezultatul financiar dezastruos al complexului energetic Oltenia pe anul trecut, 895 de milioane de lei, confirmă practic speculațiile din ultima vreme, dar mai ales faptul că Laurențiu Ciurel a fost un manager neperformant în condițiile în care compania energetică a înregistrat pierderi în ultimii 2 dintre cei 3 ani cât acesta s-a aflat la cârma acesteia. Asta s-a întâmplat în primul rând pentru că Ciurel a avut susținere politică la vârful PSD, iar exponenții partidului s-au folosit electoral de CEO, începând cu alegerile parlamentare din toamna lui 2012. Dincolo de costurile electorale pe care probabil le vor suporta portanții politici ai lui Ciurel, rămâne doar îngrijorarea celor 15.000 de salariați, dar și a gorjenilor în general, în legătură cu viitorul companiei energetice. Ciurel joacă de peste o lună de zile într-un film în care se țes în jurul său numai conspirații și a încercat în ultimele zile să arunce responsabilitatea pierderii uriașe în spatele succesorilor săi, inducând ideea că cifrele ar fi fost îngroșate din pix, ca și când actualul manager și-ar fi asumat deja o cercetare penală care frizează infracțiuni la siguranța națională, având în vedere importanța strategică a companiei. Totuși, având în vedere deficitul de peste 200 de milioane de euro înregistrat de CEO, este de urmărit punctul de vedere al directoratului companiei și, în special, al contabilului Ciobotărică cu privire la privatizarea acesteia, respectiv la insolvența complexului energetic. În cazul unei privatizări minoritare, așa cum a lăsat să se înțeleagă Ministerul Energiei după ce a ținut să facă unele clarificări cu privire la tema privatizării CEO ajunsă în spațiul public, cât de atractiv poate fi, contabilicește vorbind, un pachet de 15% din acțiunile unei companii cu pierderi colosale. Ca targetul impus de ministrul Grigorescu în luna octombrie acestui an pentru vânzarea acțiunilor să fie respectat, este clar că la jumătatea acestui an, adică pe datele financiare ale primului semestru din 2016, compania trebuie să devină atractivă pentru investitori. Asta înseamnă reducerea cheltuielilor, ceea ce presupune reduceri de personal, închideri de capacități miniere și energetice. Restructurările au fost confirmate oficial chiar de către Ciobotărică, pentru că CEO trebuie rentabilizată urgent. Până cel târziu după Paște, câteva mii de mineri și energeticieni vor rămâne șomeri, iar acest lucru a devenit certitudine odată ce deficitul CEO pe 2015 e mai mare decât cel din anul precedent cu 195 de milioane de lei, în situația în care compania a avut mare parte din an cu 3.000 de angajați mai puțin. Un scenariu și mai tragic este cel al insolvenței, scenariu ce nu a fost negat de ministrul energiei, mai mult acesta a precizat enigmatic, cu 24 de ore înainte de anunțarea oficială a datelor din exercițiul financiar trecut, că CEO are o situație financiară complicată. Cât de complicată, vom vedea în lunile viitoare.